Domnule Cebotariu, un punct câștigat sau două pierdute? Cum vedeți dumneavoastră acest rezultat de egalitate? Păi dacă e să fac așa o analiză și să mă gândesc la prima repriză, eu zic că este un punct câștigat. Dacă m-aș gândi la a doua repriză, eu zic că sunt două pierdute. Pentru că au fost două reprize total diferite. O repriză, prima repriză a noastră foarte slabă. După care în a doua repriză am jucat mai bine, ne-am creat și situații de a marca, am și marcat. Da, este greu, așa, este frustrant pentru noi, pentru că nu reușim să câștigăm de 9 etape, de 10 etape. Așteptăm cu toții să vină acest moment. Așa, eu vreau să-mi felicit sincer jucătorii pentru repriza a doua și pentru determinare. Pentru că au încercat, am pus presiune pe adversar, am stat mult mai sus a doua repriză, dar din păcate n-am reușit să marcăm al treilea gol, că al doilea l-am marcat și ne-a fost anulat, dar... Cum ați văzut de pe bancă acel gol al lui Maioral, al doilea gol al lui Maioral? De pe bancă nu s-a văzut foarte bine, sincer, dar eu am avut așa, nu știu... Mă gândeam că n-a avut cum să lovească pentru că a lovit el primul mingea. Suntem oameni, toți greșim. Este frustrant, este deranjant pentru noi, pentru că puteam să câștigăm acest joc, dar încă o dată, suntem oameni, greșim și greșeala apare. Cât de mult a contat accidentarea lui Dâlbea? În strategia pe care ați gândit-o pentru acest match. Ne-a dereglat puțin sistemul nostru, însă Romario Pirez a jucat foarte bine în acea poziție și sunt foarte mulțumit de Petrescu, care a intrat pe un post care nu l-a mai jucat, acela de Inter, și a făcut-o foarte bine. Urmează o pauză aproape o săptămână. Cred că duminică aveți meci cu FCSB. Urmează meciuri importante și cu FCSB, Craiova și Cepșii, primele clasate. Am spus și înainte de joc, pentru noi orice joc este o finală, indiferent că jucăm cu FCSB, pardon, sau că jucăm cu UTA Arad sau Clinceni, pentru noi este o finală. Noi trebuie să acumulăm puncte, asta este, indiferent cu cine jucăm, trebuie să acumulăm puncte, pentru că nu vrem să ne distanțăm de celelalte echipe și vrem să fim cât mai aproape de Pluton, pentru că o să vină play-out-ul și nu ne dorim să avem diferență mare de puncte, pentru că este greu de recuperat. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Baftă. Baftă.